Bună seara, stimații telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out are astăzi un invitat inedit. Este vorba despre alpinistul și exploratorul David Neacșu. Bine ați venit, domnule Neacșu, în studioul nostru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Este născut la data de 18 iulie 1960. Suntem let, ca să spun așa. Ați început activitatea sportivă în cadrul clubului Rapid, unde a practicat haltere între 1972 și 1979. Un an mai devreme, în 78, a devenit campion național la categoria 75 de kilograme. A participat la peste 50 de expediții pe mari munți ai lumii: Kilimanjaro, Kenya, McKinley, Everest, Aconcagua și mulți, mulți alții. În anul 2003 a organizat și a condus prima expediție românească pe vârful Everest, masivul Himalaya. A exploatat zone mai puțin cunoscute de pe toate continentele, parcuri naționale din Africa, jungla amazoniană din Peru, Brazilia și Columbia, precum și taiga siberiană, urmărind viața populațiilor indigene din Peru, Papua Noua Guinee, Kenya, Uganda, Tanzania, insula Paștelui, Noua Zeelandă, Australia, Tasmania, Borneo, chiar și în Alaska. Este ghid turistic din 1984, ghid alpin din 1990, este pasionat de pescuitul arăpitor cu năluci artificiale, fiind campion mondial la știucă în anul 2016, titlu obținut la World Pike Challenge. Cred că v-am făcut, stimați telespectatori, curioși ce se va întâmpla cu acest sport montan în această 50 de minute cât durează emisiunea. Eu spun că este o emisiune care ar fi putut, din punctul meu de vedere, să se deruleze pe 3-4 ore. Invitatul meu nu are timpul pentru așa ceva, este extrem de încărcat în ultima perioadă, pentru că în cazul în care nu știți, a lansat și o carte. Este vorba despre Cartea Înălțimilor. Este vorba despre o carte despre povestea unei vieți de explorator. O să o las și o să o țin așa cât o să am posibilitatea, pentru că este o carte efectiv relaxantă, este o carte care se citește din prima, este o carte pe care și dumneavoastră va trebui să o aveți în bibliotecă, pentru că, nu-i așa, merită din plin. Eu am citit-o, vă dau cuvântul de onoare, în mai puțin de 2 zile și mi s-a părut de-a dreptul fascinată. Am luat legătura cu domnia sa și printr-un miracol, vă spun sincer, pentru că de multă vreme îl vânez, iată-l prezent în studioul de la Dada Production și are de primit o primă întrebare. Domnule Neacșu, de unde și până unde această dragoste pentru cucerirea munților, pentru expediții, pentru aventură? Domnule, e foarte simplu. Eu, și în preambulul cărții scrie, eu am rămas orfan la 12 ani. Și am preluat de la tata o pasiune. Tata era pescar. Nu contează, o pasiune poate să fie din orice domeniu, dar să o 100%. Sigur. Tata a fost pasionat 100%. Dar am preluat acea dorință de a nu sta pe loc. Tata avea o vorbă. Nu sta degeaba, că degeaba stai. După ce am rămas orfan, am rămas doar cu mama. Mi-am dorit toată viața, de la începutul, de atunci, un glob pământesc. O nebunie care au autoscopie acum. Mingea aia. Mingea aia. N-am avut bani să mă cumpăr, pentru că eram mai amărât, așa să zic. Și de-abia la 18 ani am reușit să cumpăr globul pământesc. Și ca orice om, ca orice copil, cred că absolut toată lumea care iubește viața, învârte pământul așa, aș vrea să fiu aici. Da, ați avut câteva repere extraordinare. Eu, din ce am citit și din ce am citit în carte, ați atins puncte la care nici nu îndrăznești vreodată să te gândești. O să fac o poză și o să vă trimit o poză. Am o vedere care mi-a trimis-o din Antarctica. În ultima expediție în Antarctica, în 2009. Și n-am știut ce să scriu pe vedere. Eu îmi scriu vederi mie. Știu că aveți un obicei. Am o nebunie și am zeci de vederi trimise către mine. De la David către David. Mai degrabă ajungeați dumneavoastră acasă și nu vedeau vederi. Da, dar pe mine după 3 luni de zile din Antarctica. Și n-am avut ce să scriu. Și într-o nebunie a mea atunci am scris să nu uiți, Davide. Și am desenat un glob pământesc și pe mine cu capul în jos.
Eram la Polul Sud. Superb. Și, am și o să trimit poza pe WhatsApp. Sunt lucruri, de ce m-a apucat dorul de munte? Poate dintr-o greșeală, am plecat la 13 ani cu un vărul al meu și am scăpat ca prin urechile acului să nu murim. Era în începutul martie, în 1973 și mi-am dat seama de fapt că un... Dar unde erați? Eram în Bucegi. A, în Bucegi. Dar eram total neechipat, habar n-am la 13 ani și pentru noi, în afară de tinerețe și rezistența aia copilului, n-aveți noi nu aveam nimic. N-aveam și bocanci, și era zăpada până la gât. Și am scăpat, am mars jumătate de strână, mi-aduc aminte undeva pe o vale, ca să supraviețim noaptea aia și ne-am salvat și ne-am propus atunci, bă, trebuie să ne documentăm foarte bine pentru că e nenorocire dacă nu ne documentăm, nu apucăm 20 de ani. Uh-huh. Și timp de un an de zile ne-am procurat echipament și uite așa am început să mergem. Eu între timp făceam haltere, a fost sportul meu favorit și este în continuare sportul Zou? Meu. Da, halterele și câteva alte sporturi nu sunt jocuri. Și aici poate că o să mă întrebați, sunteți în misiune de sport? Sigur. Noi, și în alpinism, noi nu ne ducem să jucăm alpinism. Noi ne ducem să facem alpinism. Uh-huh. Eu nu mă duc să joc ceva. Uh-huh. Pentru că joc viața mea. Uh-huh. Așa a fost și în haltere. Eu consider haltere, automobilismul, ciclismul și alpinismul sunt sporturi. Uh-huh. Și n-a spus-o, a spus-o marele Hemingway. Uh-huh. Ei bine, s-a întâmplat că la 20 de ani să mă întâlnesc pe tren cu un băiat care mi-a zis, m-a văzut mai bine făcut, că făcuse haltere, vorba aia. Și a zis, nu mergi cu mine într-un traseu? Hai că merg. Și cu pompieristic, cu niște câmpe de coardă, cu trei carabiniere pompierești de alea grele din ocean, am reușit să facem un traseu în Bucegi. Asta am avut nebunii de genul ăsta de-a lungul vieții. Exact, dar aia a fost o nebunie... Incipientă. Incipientă, într-adevăr. Știu că am greșit pentru că nu se pleacă așa cu un om care nu-l cunoște. E bine, am devenit prieten cu el și tot am început să facem trasee. După care mi-am făcut gașcă la uzină. Eu am lucrat într-o uzină cu foarte mulți tineri și foarte frumoși și am rămas prieten și până acum. Am prieten de 50 de ani. Uh-huh. E bine, și am început să gust mersul ăsta pe munte și mi-am dat seama de fapt că a merge pe munte nu ți-ai pur și simplu rucsac cu niște târlici în picioare și hai să merg pe o traseu. Da. Și am descoperit ABC-ul muntului. Am întâlnit oameni foarte frumoși care m-au învățat cam ce trebuie să știu despre munte, noțiunile, după care am citit foarte mult, credeți-mă. Am vorbit mai devreme că vă place să citiți. Eu sunt înnebunit să citesc. Uh-huh. Îmi pică și mai ales geografie și mai ales geografie și istorie. Uh-huh. Probabil mi-am dat seama din carte. Sunt două lucruri de care m-am îndrăgostit toată viața mea cât am făcut școală. Uh-huh. Puțina mea școală. Dar dragostea asta de a citi și de a descoperi noi lucruri nu v-a luat-o nimeni nu niciodată. Nu m-a luat-o nimeni niciodată. Și am o vorbă, la probabil că o să spunem mai târziu. Poate o să vină și o vreme a întrebării, dar vă spun în avans. Așa. Dom'le, una dintre întrebările curente care mi se pun, dacă regret ceva. Dacă am resentimente și pot să spun că da, nu de viața mea, nu de viața celor de lângă mine, am regrete, mi-am văzut de treabă și cu familiile și cu copiii și cu prietenii. Dom'le, dar aș vrea să spun tuturor, băi, oameni buni, nu omorâți visele copiilor, visele oamenilor, toți visăm la ceva, toți visăm, uneori nici nu îndrăznim să... Vă adresați părinților acum. Părinților, școlii și oamenilor care au ucit vise. Uh-huh. Și știți la ce mă refer. În ziua de astăzi a devenit o lume mercantilă, o lume... E o lume în care eu nu mă simt bine. Față de ce am trăit în lumea asta și ce ați văzut, sigur, și ce am văzut, fără discuție. Visele copiilor, îmi place să merg să vorbesc cu copiii, dar de aceea sunt aglomerat perioada asta. Și nu pentru lansări de carte, neapărat. Nu, mă duc pe la licee și la școli generale. Și vi se pun întrebări dintre cele mai... Dom'le, sunt copiii ăștia, merită mai mult decât merităm noi, credeți-mă. Au nevoie de...
au nevoie de o cale, au nevoie de ceva frumos. Dar mai trebuie să fie și cei care știu să se... Să intre pe lungimea de undă a copiilor. Doamne, că, din păcate, nu mai sunt, să știți. Eu mă duc în orice școală la invitația profesorului, directorului, habar n-am. De multe ori chiar copiii spun profesorului, te cunosc pe David Neacșu, nu vreți să ne vină să stea. Și mă duc cu plăcere, cu cea mai mare plăcere la ei. Și 1% dacă rămâne cu ceva în cap din tot ce povestesc, este suficient, credeți-mă. Domnule, așa, inevitabil trebuie să vă pun această întrebare. Spuneți-mi dacă există vreun loc sau locuri la care nu vreți să mai ajungeți niciodată. Unul dintre locurile unde nu mai vreau să merg este McKinley, Alaska. Am fost de două ori, dar ce pot eu să vă spun, că nu din cauza muntelui și dificultății, din cauza unei chestii foarte normal în alpinism, dar anormală pentru ce mi s-a întâmplat mie acolo. Am avut câteva zile cu diferență de temperatură între zi și noapte de 70 de grade. Nu pot să cred. Credeți-mă, ziua minus 40 și noaptea minus 40 și ziua plus 30. Nu puteam ieși din cort de cald. Eram pe gheață. Asta și la ce înălțime erați? La 4.000. La 4.000, da, da. Datorită, eram în plină vară, din emisfera nordică, pe McKinley. Ori o zi poate o duci cu diferența asta, dar te căpăcește, te termină fizic. Minus 70 de, deci 70 de grade de diferență între zi și noapte. Efectiv, taie din tine. Și mi-a rămas în cap chestia asta. Mai bine suport frigul decât căldură. Anul ăsta am fost în Pamir și am suferit de cald extrem de rău. La 5200 de metri erau pus 36 de grade în Pamir. S-a schimbat clima pe tot. Habar n-am ce s-a întâmplat, bine, că a durat două zile temperatura asta și pe urmă cobor la minus 7. Deci, diferențele astea de temperatură m-au făcut să spun întotdeauna că pe McKinley nu m-aș mai duce. Tocmai pentru că știu că n-ai cum într-o lună zile să nu prinzi o zi de aia rea. Vă este frică de moarte? Dom'le, un alt om mai deștept ca mine și mult mai deștept ca mine a spus că cine cui nu e frică e nebun. Cum să nu ne fie frică de moarte? Mai ales acolo. Oriunde. Și pe stradă și oriunde. Frica de moarte e o chestie genetică, o chestie care ne-a lăsat o moștenire, mama natură, Dumnezeu. Mi-e frică, normal. Tocmai de aceea am supraviețuit. Pentru că mi-a fost frică de moarte. Să nu credeți cumva că atunci când vine viscolul sau nenorocirea pe munte, că, când noi mergem și zicem suntem vaccinați. Am citit, n-am trăit. Eu vă spun că atunci și noi ne ferim de perioada aia. Noi cunoaștem norii. Și știți și știm când vine, ar trebui să înceapă. Exact, mă uit la ceas cu barometru și știu când scade brusc, dă-i de vale, frate. Pentru că poate să fie fatal. Cum să nu ne fie de frică de moarte? Frica de moarte și frica de lup sunt ancestrale. Când, dacă vezi aici Vreodată un lup în sălbăticie, vă garantez că se ridică părul pe mână. Știți că aici la Ploiești avem o echipă de fotbal, Petrolul Ploiești? Știu. Ai cărui fani se numesc Lupii Galbeni. Știu. Știu, din păcate am înțeles că ați mâncat bătaie. Nu, am câștigat la Craiova, așa da, că da, nu... Da. Scuze, așa, că așa. Eu cu fotbalul mai puțin. Am citit în Cartea Înălțimilor că ați frecventat de foarte multe ori biblioteca lui Marcian Bleahu. Doamne, am avut marea șansă să-l cunosc pe acest mare om. Am înțeles că dânsul nu împrumuta cărțile și că trebuia să te duci să le citești la dânsul acasă. Exact. Noi nu știam să plec unde naiba e muntele Kilimanjaro în 1994 și am avut șansa să putem ajunge acolo, dar să citim despre munte n-aveam unde. Internet nu era, oameni care fuseseră acolo, români, nu erau încă. Noi am fost chiar prima expediție și ne-am dus la domnul Marcian Bleahu, am aflat unde stă. Și omul foarte, un tip deosebit, un om deosebit a fost Marcian Bleahu. Am scris la un moment dat în carte, era ca o poveste când mergeam la dânsul, soția care încă mai trăiește, venea cu dulceață pe farfurie. Ca odată și cu paharul cu apă. Și nu îndrăzneam să ne atingem de nebuniile alea, pentru că... Ce rușine aia! Da, e fantastic. Și ne-a zis, băi, citiți ce vreți voi din marea asta bibliotecă, și am văzut bibliotecă, multe, multe. Picat pe dânsul.
pica pe dânsul, exact, și știa tot, a scris enorm omul ăsta și am toate cărțile lui, mi le-a dat soția de Crăciun, am fost la dânsa. Și nu ne-a dat cărțile, împrumut acolo. Și ne-am dus de 3-4 ori, am văzut și noi de Kilimanjaro ce avem de făcut și mi-a recunoscut atunci domnul Bleacu. Băi, voi vă duceți acolo unde eu am visat, dar am scris cărți despre ele. Cum adică, domnule, n-ați fost acolo? Nu. A scris o carte despre Himalaya. Parcă a scris Spovedania unui neînvins. Spovedania unui neînvins, dar aia este ultima lui. Ultima carte, ultima, da, înainte să dispară, da. Da. Povestea e că dânsul nu fusese în Africa și scrisese despre riftul african. Era geolog. Un om extrem de erudit. Extrem de... Cred că îți făcea plăcere să discuți cu... Domne, era în vârstă totuși și după 2003, după Everest, m-am dus la dânsul și i-am mulțumit. Atunci, în prima apariție a National Geographic, prima revistă, dânsul a adus revista în România, mi-a luat și un interviu pentru... Fusesem pe Everest și un om deosebit. Astfel am văzut multe și mi-am dat seama de fapt că dacă vreau să las ceva în spate copiilor și oamenilor care vin după mine și doritorilor, trebuie să acumulez cărți. Cât mai multe cărți. Cât mai multe cărți. Și credeți-mă, nu se dărmă pe mine încă, dar mai am timp. Mai am timp. Care e cel mai frumos munte pe care l-ați... Domnule, o să vi se pare curios. Foarte curios. Să știți că nu e Everestul. Nu Mont Blancul, nu Eiger-ul, nu... Sunt munți, cel mai frumos munte care l-am făcut eu în viața mea și m-aș mai duce oricând, este în Papua Noua Guinee, se numește Carstens Pyramid. Seamănă perfect cu Piatra Craiului. Mm-hmm. În sensul că... Până la ce înălțime se ridică? Are 4.900 de metri, nu e mare lucru. Da. Nu e mare lucru, e dificil. E perete, perete de stâncă. Cum dar... ajungeți în Noua Guinee? Cum se ajunge? Doamne, a fost o adevărată epopee și în care descriere chiar am fost luat ostateci și ca să ajungi acolo trebuie o aprobare specială de la serviciile secrete indoneziene. Noi am obținut-o, am plătit niște bani printr-o agenție. Să dă șpagă pe acolo? Păi fără șpagă, oriunde se dă șpagă, tipsuri, se spune. Mine, doamne, doamne. Și ni s-a dat țeapă ca să fie mai... În același termen, în da, același, șpagă, așa, țeapă. Și am rămas printre canibali, la tribul Dani. Unde 4 zile... A fost vreunul gustos dintre... Eram 3 români și ne gândeam, bă, care din noi care primul? Va fi tiramisu. De fapt, 4 zile ne-am dormit cu liderul rebelilor, unul Titus Murib. Ideea e că eram în pielea goală, ne dezbrăcaseră. Și ei în pielea goală și noi în pielea goală. Și 4 zile... Dar ce urmărește? Voiau bani. Am înțeles. Deci prima dată ne-au cerut 10.000 de dolari, contravaloarea la 10.000 de dolari în rupii indoneziene, adică nu 1 miliard de rupii la vremea aia. Și noi am zis, bă, sunt mulți. Și datorită faptului că suntem, știm să negociem, și asta am spus chiar aseară cuiva, că mă bucur că m-am născut în România și sunt fericit pentru treaba asta. Am știut să negociem și după 4 zile am scăzut până la 1600 de dolari ca să trecem prin satului. Auziți, dar vreau să vă întreb un lucru. Dacă tot v-a dezbrăcat, nu v-a și controlat? Dom'le, am avut o inspirație fantastică. Noi aveam bani la noi, dar deja dădusem câte 7200 de dolari taxa de intrare de căciulă în Indonezia, în Irianjaya, în partea indoneziană a insulei Papua Noua Guinee. Această agenție ne-a țepuit. Și banii erau la mine pentru tot grupul. Și am avut timp, când ne-a spus dezbrăcați-vă, am avut timp să-i bag în glugă unui hanorac de munte și am tras și retul și s-au strâns aici. La glugă. Da, la glugă. Și ei căutau în buzunare. Bă, n-am răsturnat rucsacii cu bagaje. Și de ce vă tot cereau și vă tot cereau? Știind că... Nu. Asta înainte de a veni Titus Murib la prima negociere și stăteam la masă cu el, la o masă de lemn așa, fuma și ne-a zis, ca să treceți prin satul ăsta trebuie să-mi dați 9 miliarde de rupii. Și atunci am avut senzația aia de frică, de gură uscată, când ți-e frică. Da, dar mor de frică, să zic. Da. Și am zis, bă, gata, până aici mi-a fost. Ceilalți băieți, prieteni ăștia doi, mei, Marian și Răzvan, și ei, ne uitam unii la alții și nu ne venea să credem ce pățim. Și de aici o să vină și întrebarea,
Dacă s-a întâmplat ceva în viața mm-hmm. mea, pe munți, pe unde am fost, da. Pericolele nu vin de la munte, nu vin de la... Tot de la oameni. Oameni. Credeți-mă. Am pățit chestia asta. În... Și ați scăpat, da? Am scăpat, am plecat spre munte, a durat 8 zile de traseu de apropiere spre munte. Dar e o complicație, că am mers cu noi un preot, un popa de la ei din sat de acolo, de la, din Ilaga, din Papua, ca să ia banii pentru porteri. Noi trebuia să coborăm în Timica. Și am zis, bă, vă dăm banii jos în Timica mm-hmm. pentru porteri. Eu așteptam în Timica să ajung, după ce coboram de pe munte, să sunt pe ăla de gât. Da, da, da. Să sunt pe ăla care ne-a țăpuit. Ăla de la agenție. Da, pentru că nouă ni se asigurase de, ne-a dat asigurarea de bani ăștia, avem totul asigurat. Până și mâncare. Eu am rămas fără mâncare, 4 zile, n-am mâncat nimic. N-am întâlnit cu un austriac și o trupă de englezi și ăia ne-au coborau de pe munte și ne-au lăsat mâncarea lor. Se întâmplă gesturi de astea pe cum munte? Cum să nu? Păi, mai ales pe munte se întâmplă. Devii prieten și nu știi cu cine. Dom'le, e o poveste foarte interesantă, că austriacul ăsta care mi-a dat și 2 pachete de țigări, că eu mai și fumez, și rămăsesem fără țigări, m-am întâlnit peste 2 ani de zile cu el în Elveția la o conferință despre alpinism și el era speaker austriacul și m-am dus, am cumpărat 2 pachete de țigări Marlboro, le-am pus pe birou, pe masă. Nu vă mai știe. Când a văzut țigările și-a dat seama, și-a dat seama de momentul. Și-a adus aminte. Ne-am pupat acolo, toată lumea alpină era în sală. Bă, ce-s cu ăștia? Ce se întâmplă? Lucrurile astea, momentele alea, nu le poate fura nimeni, domnule. Clar, fără discuție. Unice. Așa cum s-a întâmplat și cu Günther din München, uh-huh. un nans cu care m-am întâlnit pe vârful Aconcagua în 1996. Și pe vârf i s-a spart aparatul de fotografiat, i-am făcut eu poze. Când a vrut să facă, când a vrut să, când a cucerit vârful. Când a ajuns în spatele meu la de bucurie, a aruncat rucsacul și avea un aparat de fotografiat. Fără să-și mai dea seama că e aparatul. Ești fericit, faci niște gesturi involuntare. Și i s-a spart aparatul și ce mă face? Am nebunit de ciudă. Și lasă mă că să fac eu poze și ți le dau jos în Mendoza. Și așa am făcut. Și am rămas prieten cu el. Și peste un an, în 97, m-am întâlnit cu el în Alaska, în McKinley. El era parte dintr-o expediție americană, acest Günther, care duceau un alpinist orb pe uh-huh. vârful McKinley. Și el era ca parte care ajută la... Formidabil. Există și așa ceva? Cum să nu, acțiuni de-astea? Da, cum să nu... Și eu m-am căsărat cu un american orb aici în România. Formidabil. Alpinist. Asta nu am știut. Cum să nu... Dom'le, ăștia sunt oamenii care care merită văzuți și ascultați. Pentru că puterea acestor oameni nu e în mușchi, e undeva aici. E în mental. Suflet, mental, da. Fantastic, sunt lucruri inimaginabile ce am văzut pe munte, ce am pătit. Ați vorbit de cel mai frumos munte, cel din Papua, unul urât? Nu există munte urât, din punctul meu de vedere. Nu există. Eu vorbesc de muntele cel mai, unde m-aș mai duce Papua, dar recunosc și o spun din tot sufletul că munții României sunt cei mai frumoși pentru mine. Da, probabil că știți pe din afară. Dom'le, păi știu atâta cât am putut bălăuri 50 de ani. Anul ăsta am făcut 50 de ani pe munte. Pentru că aici am mâncat munte pe pâine. Corect. Ca să pot pleca acolo. Și normal că aici m-am antrenat, aici mi-am solidificat, ca să zic așa, psihicul. Eu am mers ani de zile singur pe munte, tocmai ca să mă întăresc cumva psihicul. Pentru că pe vreme bună și în grup, toată lumea poate. Corect. Aduceți amintiri de pe munte? Da, eu am... De afară de cărțile poștale care vi le trimiteți. De pe absolut toți munții mi-aduc câte o pietricică, nu piatră, și chiar de pe Everest am o scoică, probabil că ați văzut. Am văzut-o, am văzut. Fotografia are 7.200.000 de ani. Domnul Bleahu mi-a catalogat-o. Poate cel mai impresionant. 7 milioane de ani. 7.200.000 de ani acea scoică. Vă lasă să ieșiți din țară cu așa scoică? Am băgat un butoi de echipament. Am găsit-o pe munte la 6.400, am dat cu piciorul peste ea și s-a desfăcut și am zis, bă, dacă nu aduc pasta acasă... Am venit degeaba. Am venit degeaba. Și cu aia umblu pe la școli, pe la copii. Și le prezentați. Și puneți mâna pe ea și simți Everestul.
N-am avut și eu inspirația asta, să vă rog. Sunt multe lucruri. Sunt multe lucruri. Și cum puteți dați? De unde le știți? Pietricica asta și alea? Le-ați etichetat? Ce le-ați făcut? Dacă mă întrebați, eu am un mic munte de pietre pe în biroul meu de acasă și cred că 90% dintre ele știu de unde le-am adus. Cum să... Fără să notați nicăieri. Fără să notez. Dar le știți știu, vizual. Știu, pentru că sunt munți calcaroși, munți conglomerat, munți uscați și atunci pietrele sunt altfel. Au mirosul lor? Au parfumul lor? Nu mă dau seama. Poate, atunci, în momentul când le găseați? Dom'le, nu mai ai timp să miroși, că n-ai miros la 6-7 mii de metri, dar îmi aduc aminte gestul când le iau de jos. Îmi aduc perfect aminte de pe orice munte. Credeți-mă, ultima piatră care am adus-o, am fost în primăvară pe vârful Aton, în Athos. Și chiar de pe vârf o piatră, cred că e marmură, ceva foarte frumoasă. Și în vârful piramidei mele de munte de acasă. Adică ca fiind ultima, să ca zic fiind așa. Ultima, da. Și urmează pe 8, acum plec în Peru, pe 8 noiembrie. Pe 8, nu mai aveți o săptămână? Două săptămâni și mergeți? 10 zile plec în Peru, da. Mă întorc din Peru, plec în Argentina, mă întorc din Argentina, plec în Columbia, mă întorc din Columbia, plec în Borneo iarăși. O nebunie. Da, o să fac și o revelion acasă. Ce viață e asta? Frumoasă. Doamna ce spune? Doamna spune, băi, dacă nu te duci, o iei razna. Cum să nu avem o căsnicie fenomenală? Avem un băiețel mic, de 8 ani. Să vă trăiască. Cum să nu, domnule? Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă n-aș face asta, aș nebuni. Astfel am trăit eu toată viața. Am plecat, am văzut, m-am întors acasă de fiecare dată cu un dor nebun. Pentru că de-abia aștept să plec și în ultima săptămână... Îți vine să te întorci imediat. Să mă întorc imediat acasă, da. Spuneți-mi un lucru și trebuie neapărat să vă întreb lucrul ăsta. Să admitem că soția dumneavoastră, o punem așa, da. I-ar fi plăcut extraordinar de mult, nu știu, în notul. Dar merge pe munte nevastă mea. A, este și dânsa alpinist. Cum n-ai, păi, sâmbătă am fost cu ea pe munte, am fost vineri la lansare la Brașov, sâmbătă am fost pe munte cu ea acum. Nevastă mea se cățără. Nu mai are rost întrebarea pe care vă puneam. Nu. Vreau să vă întreb dacă ar fi vrut să plece singură undeva. Dom'le... Ca și dumneavoastră. Eu aș avea încredere. Nu are. Dom'le, sincer, vă spun un lucru. Ia zice. Îmi iubesc foarte mult soția și cred că și ea mă iubește pe mine foarte mult. Asta contează cel mai mult, sigur. Încrederea asta este... Eu când ajung acasă, intru în insula mea, în oaza mea și sunt cel mai fericit. Pe munte, când mergeți, întâlniți expediții, ne întâlniți pe alții, alți colegi, alți, există noțiunea de troc? Cum să nu? Eu îți dau... Da, știu ce vreți să spuneți. Ce? Le dați păi ce prima dată, cred că a început în Aconcagua, am fost sponsorizat de o firmă de filme, erau atunci, filme pentru aparate foto, Fuji, da? Și am avut un rucsac de filme. Și în Aconcagua, în tabăra de bază, pe baza unui film de ăla, mă duceam la ruși, și rușii îmi dădeau lapte praf, îmi dădeau biscuiți de aia de armată care îi bagi în ceai și se fac umflă. Se umflă și nu mai mănânci toată ziua. Cum să nu troc? Dar de multe ori, uite, mi s-a întâmplat în Kamchatka, de exemplu, eu am fost de două ori în Kamchatka, pe vârful Kluchevskaya. Fusese în șaua de la muntelui de unde se pleacă spre vârf, era și o expediție rusească. Și pe unul dintre băieții ăștia de ruși, cu o zi înainte l-am salvat eu, i-am dat să mănânce ciocolată, că era leșină săracul, cobradă pe vârf. Și am dat eu ciocolată. Și a doua zi am auzit eu că ei urmează să plece. Veneau elicopterul rușii, mai cu bani. Și m-am dus la ea, băi, uite, mi s-au rupt bețele telescopice, noi folosim niște bețe pentru mașină. Și îți dau 50-100 de dolari pe bețele tale, dă-mi-le, că tu pleci, eu mai am nevoie, mai am încă 8 zile de stat aici. Și noi aveam de mers pe jos, nu cu elicopterul. Și a zis, băi, faptul că mi-ai dat bucățica aia de ciocolată pentru mine e mare lucru. Este o frăție care nu poate fi, indiferent de nație, credeți-mă. Este lumea alpinismului, este lumea este alpină, lumea voastră. Domnule, e o lume dură care te face, de fapt, uman. Și
stând de vorbă cu ei, cu cei mai dau seama cu mine, tineretul nu prea mai reușesc să fiu pe aceeași lungime de undă cu ei. Din cauza culturii generale, domnule. Din cauza Mâneaciu, culturii, de exact. Eu zic că și din cauza culturii în general, nu neapărat. Da, așa este. Că n-au citit de munții aia sau despre istorie. Ideea e că ne apropie foarte mult pasiunea asta de munte, indiferent de nație. Și am avut cea mai frumoasă echipă, probabil că am citit în Antarctica, am făcut parte dintr-o expediție internațională. Da. Domnule, cu oamenii aș merge în centrul Pământului. Fără să vă fie teamă. Fără să ne fie teamă, da. După prima zi ne-am dat seama că suntem ce trebuie. Eram 8 oameni și n-aveam lider. Știam tot ce avem de făcut, la ce ne pricepem mai bine și am scris. Știam să pun cortul mai repede, eu și cu un ecuadorian, Pedro, care și-a pierdut degetele de la mâine în Antarctica. I-au degerat. Rusul făcea mâncare, ucraineanul de fapt, Yuri făcea mâncare, dar el era vegetarian, el nu mânca carne și trebuia să noi din proteine, noi luăm din carne. Și ne făcea mâncare cu carne, pentru că el își făcea fără carne. Și m-am întâlnit cu el la Moscova, el are niște restaurante la Moscova când era pace. Și am întrebat, băi, vreau să vorbesc și eu cu Yuri la un ospătar. Când a ieșit namila aia de rus din bucătărie, și ne-am văzut, asta vorbesc după, am fost în Antarctica în 2009, în 2014 era. Când deci am după fost, 5 ani. După 5 ani, n-aveți idee ce bucurie a fost. Și n-aveți idee câtă vodcă a pus. Da. A fost frumos rău. Spuneți-mi, care a fost cea mai lungă expediție la care ați participat și din câte persoane era compusă delegația? Deci am fost, cea mai lungă a fost de 3 luni de zile, au fost mai multe de 3 luni de zile în Everest una și în jungla amazoniană. Cum la e tribu, în jungla, nu? Hai de capul meu. Cum e? Tot ne uităm la filme și nu înțelegem nimic. Ca să vă fiu mai explicit pe înțelesul tuturor, mai repede supraviețuiești la 8000 de metri decât în junglă. Și la concluzia asta am ajuns după ce am venit înapoi de acolo. Este extrem de dificil, credeți-mă. Pentru că noi suntem antrenați pentru munte. Dacă să te antrenezi pentru junglă, e altă nebunie. Noi am vrut să ajungem la un trip, domnule, unde a fost Vara Liosa, prima expediție, 95. Așa. Și noi, după cartea povestașul lui Liosa, am organizat expediția asta. Am așteptat 4 ani de zile aprobare de la guvernul peruan și astfel că în 2004, în toamnă, am plecat. Ce-au, domne, de nu dau aprobări? Pentru că în jungla amazoniană, fie ea pe partea peruană, ecuadoriană sau braziliană, încă mai sunt triburi care n-au văzut albi. Și probabil că v-am spus, sau nu știu dacă o spun acum, se audă toată lumea, avioanele care, de exemplu, vii din Europa, voi să te duci la Lima. Așa. În mod normal, sau să te duci la Santiago de Chile. În mod normal, cel mai scurt drum este peste jungla. Peste jungla. Nu. Peste nu că jungla, ce? Nu trec avioanele pe acolo, tocmai pentru că în jos sunt oameni. Păi, eu vă întreb acum, dacă ați trăi acum, în 2023, și vine unul cu o armă laser și taie clădirea în două, au venit extraterestri, frate. Oamenii ăia de jos, de sus, din pădurea aia... Fără cultură, fără nimic, e clară treaba că e asta. Oamenii ăia mai civilizați ca noi, credeți-mă. Am văzut niște chestii de vă lasă... Povestea e că dacă văd avionul ăla, exact cum ar fi pe Ștefan cel Mare, care vede, vine unul cu mitraliera și împușcă la turci. Dom'le, sunt lucruri de neînțeles pentru... Așa cred că pentru noi, nu? Pentru noi, da. Vă spuneam că sunt mai civilizați. Uite, din una în alta, eu merg la pescuit. Sunt pescar și catch and release, dau drumul la pește. Prind și dau drumul la pește. Mereu? Da. Păi, pescuit sportiv. Ce înseamnă? Păi, da, aduc păi acasă. Și nu mâncați pește? Pe lângă faptul că nu mănânc pește, nu, pescuit sportiv, merg la competiții. V-am înțeles. Păi, dacă fiecare și ia peștele acasă care îl prinde, ce ar mai prinde copilul meu când o să iubească pescuitul? Păi și totuși sunt ația nenorociți care trag păi și eu ce camioane să de pești. Și eu ce să fac? Da, am înțeles, nu sunteți de acord. Nu sunt de acord pentru că delta noastră sau apele române au nevoie de un răstim, domne, să se facă să bine. Să se regenereze, să fie ce a fost odată. Exact. E bine, în jungla amazoniană a fost extrem de greu pentru că
Din prima zi am început, am avut milioane de pișcături pe mine. Am avut probleme cu insectele și nu știam să ne păzim de ele. N-ai, nu te păzești cu arcul și cu săgeata, trebuie să dai pe tine cu spray-uri, cu creme, niște chestii deosebite. Noi acolo m-am întâlnit cu niște nemți care mi-au dat un spray care am început să-l import și e foarte bun pentru genul ăsta de călătorii. Dar a fost o chestie interesantă, jungla, pentru că a trebuit să trec niște teste. Începând cu testul tăcerii, n-aveam voie să intram în satul lor, noi stăteam afară. Pe urmă am participat la un ritual ayahuasca, care este extrem de interesant și te pune pe gânduri pe tine ca om după ce participi la un astfel de ritual. Pom am fost la vânătoare cu ei, cu acu și cu săgeata. Bineînțeles că noi trăgeam după ciorii, nu aveam nicio legătură cu vânatul cu acu. Și ei ce trăgeau? Un antilop? În ce trăgeau? Nu, domnule, trăgeau un pești în apă. Credeți-mă, am poze. Am văzut pozele. Am văzut. 2500 de fotografii cu trăgea ala, eu vedeam doar apă, dar el vedea peștele în apă. Asta v-am să vă spun, de ce civilizați? Și am venit vorba de pescuit. Așa. Nu pescuiau, nu ucideau pește atâta timp cât aveau icre. Păi și de unde știau dacă aveau icre? Păi erau și pești de pună în anumite perioade ale anului. A, și în perioada aia nu trăgeau deloc la ele. Ei nu mănâncă pește, lasă să se... Peștele ăla trebuie să-și lasă icrele, frate. Deci o chestie deosebită. Nu trăgeau în animale. Erau tot felul de tapiri de animale care trăgeau cu acușul. Nu să nu fie gestante. Dom'le, o chestie atât de normală și atât de frumoasă. Ai zice că e simplă și că ai zice da. Că la noi nu se ține cont. La noi peste tot nu se ține cont, așa credeți-mă. Este. Așa este. Am avut șansa să văd ultimul rinocer alb de pe planeta asta, în Kenya. E, nu pot să cred. Am avut marea șansă și la 2 ani după ce am văzut chestia asta, în 2005, dacă nu mă înșel, am fost și am văzut ultima dată rinocerul acela, l-am văzut și în 94 și în 98, au venit somalezii și l-au mătrășit și au luat colții și la revedere. Pentru colții nu conta era că e ultimul. E ultimul de pe planeta, Pământ, planet. De pe Terra. Spuneți-mi, când atingeți un vârf, bănuiesc că nu stați multă vreme acolo, dar totuși cred că aveți un ritual, cred că faceți poza, clar? Poza, dacă are cine să-ți facă poza, e perfect și în general... Selfie? Nu. Selfie își fac alții, noi nu facem selfie. Imposibil să nu te întâlnești cu cineva. Uh-huh. Îți faci o poză, îmi fac o poză, îi fac o poză, ni le dăm formă, avem e-mail-ul, da. Dar ritualul e foarte simplu. În primul rând, sunt fericit. Și nu pentru că am ajuns pe vârf. Sunt fericit pentru că nu mai am de urcat. Credeți-mă, cred. Pentru că... Atât de mare oboseală. Atât de mare oboseală, da. E bine, ce s-a întâmplat pe un vârf, pe toate vârfurile, de fapt. Doamne, scoți de unde ți-ai pus când ai plecat spre vârful Steagul României. Contează. Doamne, contează foarte mult. Dacă... Dar ce te încarci? O chestie de psihic? Doamne, eu îmi iubesc țara. Și dumneavoastră vă iubesc și sunt convins că toți nu trebuie să... Poate sună ciudat acum în zile noastre, bă, îmi iubesc țara. Și îmi iubesc tricolorul ăla. N-are legătură cu neaveniții. Are legătură cu oamenii simpli, oamenii mișto. Oamenii ca dumneavoastră, oamenii normali de pe stradă. Noi trebuie să iubim tricolorul ăla, pentru că nu l-au inventat nici ăștia, l-au inventat niște oameni adevărați, domnule. Corect. Corect. Steagul României l-am întotdeauna în rucsac și mi-l bag în buzunar sau în rucsac când ajung pe vârf, fac poza cu steagul și am foarte multe poze cu steagul României pe toate vârfurile. M-a întrebat cineva câte vârfuri am urcat. N-am stat să le număr, vă dau cuvântul meu. Nu cred. Dar cred că sunt peste 100 de vârfuri. Și întotdeauna am avut steagul României la mine. Și nu ne înfășurăm cu ei. Cât stați acolo? Păi depinde de munte. Când de obicei... Cât? Cel mai puțin, cel mai mult? Faci poza, eventual fumezi un vestitul trabuc. Da? Este, da. Ăsta este... Eu am ritualul ăsta. Chiar la minus 51 de grade eram pe Vinson, în Antarctica, și mi-am apus un trabuc și erau minus 51 de grade.
Dar am simțit satisfacție, eu că... Satisfacție. Momentul da, ăla. Da, da, da. Pentru că e o chestie care... Și asta până s-a terminat la Buhu? Nu, nu. Tragi două fumuri, îl stângi, îl bagi în buzunar, că mai ai și justit. Cât mai e până la tabără, până la prima tabără? Uite, în Antarctica, de exemplu, am făcut, noi am mers 19 ore dus întors, de la ultima tabără până sus. Repede. Și înapoi. 19 ore, mult, credeți-mă. Mult? Mult. La minus 50 de grade. Pe câte tabere erau între? Păi nu, de la ultima tabără. A, de la ultima tabără până la vârf. Până la vârf și înapoi. Și înapoi. 19. Mamă, extraordinar. E foarte mult. Ca să ajung la ultima tabără, m-au trebuit vreo 7 zile, 7-8 zile. Dar când pleci și spre vârf, dus întors. Noi nu facem cât facem. Cred că am făcut vreo 9-10 ore până pe vârf și diferența de 9 ore la coborâre. De ce se spune că e mai greu la coborâre? Dom'le, ca și la fotbal. E. Yeah. Păi dacă noi băgăm 3 goluri în primele 5 minute, ne scoatem te lași, din priză. Te mai... Ne scoatem din priză. Ziua, păi ăștia slabi, dă-i. Ne bagă la 5 boabe și... Scor final 5-3. Și băieții au pierdut doar o primă. Noi aici dacă... poți să pierzi viața. Păi aici nu există 1-0 pentru munte. Nu ne mai întoarcem acasă. Deci te scoți din priză și devine atent. În momentul la coborâre devine atent și poți să dai colțul. La ce sumă se ridică un echipament performant pentru... Depinde de munte. O escalare. Pentru munte greu. Păi pentru Antarctica, de exemplu, eu am și am echipamente multe, că cu asta m-am ocupat toată viața. Echipamentul meu pentru Antarctica a costat vreo 10.000 de euro. Așa da, de mult costă? Da, păi bocancii sunt în jur de 1.000 de euro. Sapul de dormit vreo 1.000 și ceva de euro. Bănuiesc că și fără aia nu există. Păi nu, n-ai cum să... Nu reziști. Nu reziști, da. Cum. Pentru Everest, gândiți-vă că expediția românească condusă de mine, eu am făcut rost de bani, am inițiat-o și am organizat-o și am fost acolo, am cheltuit 345.000 de dolari, 14 români. Dar am dus tricolorul pe vârf. Am fost prima expediție românească. Contează fantastic. Cum să nu? Păi, că vreți, că nu vreți, românul trebuie să știe că, într-adevăr, o echipă românească s-a dus pe vreți și n-am mâncat lebede, frate. Corect. Asta trebuie să știm. Corect. Și am făcut o treabă pentru copiii acestei țări. Și am avut un motou. Un pas mai sus, un pas înainte. Corect. Frumos. Foarte frumos. Da. Am lecturat că dacă ar fi, de exemplu, femei, Africa va fi soție și America, și America de Sud amantă. Exact. Cum adică? Le iubesc foarte mult. Adică dau cu banul. Și soția și amanta dați cu banul. Da, uite, de exemplu, pentru luna februarie, miercurea trecută, așa, trebuia să ne luăm biletele pentru Ruvenzorii, pentru muntele lunii, muntele cu stafii. Tot mai explicați că este unul din cele mai frumoase. Da, da, da. De fapt, nu muntele în sine, ci toată povestea acestui munte e poate cea mai interesantă din viața mea. Am fost de 7 ori pe muntele astea și urma să plec ultima dată, 8 ore în februarie. Și miercuri a trebuit să ne luăm biletele, dar m-am spus să un atentat acolo și au fost uciși doi turiști. O fată și un băiat, o soție. Era o lună de miere. Chiar în zona unde trebuia să mergem. Aia nu pot să cred. Da, sunt niște probleme acolo. Și acum s-a asistat? Și am asistat chestia asta și plecăm în Borneo. Deci nu mai plec în Africa, cu toate că Africa era prima pe listă. Un lucru vreau să vă întreb neapărat, spuneți-ne aventura aia cu primarul în mașină și cu rata de rezervă. A, în Bolivia. În portbagaj. În Bolivia? În Bolivia era. Oameni buni. Coborâsem de pe muntele Ilimani, eram fericiți și mai aveam de stat în La Paz câteva zile. Hai bă să mergem undeva, că orașul ăsta chiar nu-mi place. La 4.000 de metri, 4.200 oraș, ești ca pe Mont Blanc. Imaginați-vă că acolo se duc echipe de fotbal și joacă naționale cu echipa de acolo, pleacă cu dezavantaj clar. Dar nu joacă nimeni cu ei. Ba da, sunt obligați să joace, dar nu au suflu, practic. Da, da, și de aceea cam pierd. Și băieții joacă fotbal la 4.000 de metri exact, de înainte. Exact. Și cred că și sunt stadioane în pantă acolo. Așa, și? Și ne-am interesat noi ce e pe lângă La Paz. Și am găsit această cetate, Tijuana, cu scuzați, care este pre-Incașă, deci înaintea Marelui Imperiu Incaș, pe malul lacului Titicaca. Și ne-am dus la un taximetrist, bă, ne duci pe noi mâine, da, mă, vă duc, costă atât, habar n-am.
Da, știți, mâine e greva transportatorilor și trebuie să ocolim greviștii acolo când e grevă, aia cu... automatele. Nu, au ciumege, sunt cagule pe față, e nenorocire. În America de Sud, când e grevă, de aceea și PEU a fost închis vreo câteva luni de zile, că a fost greva agricultorilor și dacă te nimerai pe acolo, te nimerai cu o bâtă după ceafă. Și ne-a luat ăsta, ne-a dus pe niște câmpuri, pe niște dealuri, pe la 4.000 și ceva de metri eram. Ne-a dus, am fost la Tijuana, am vizitat acea cetate foarte veche, e preinca și foarte interesantă. La întoarcere ne-am dus într-un sat, am mâncat ceva și am zis, bă, hai înapoi. Dar cum trecem de greviști, că greva luase amploare. Și a zis, bă, îl cunosc pe primar. Și vine un tip care era și profesor, directorul școlii de acolo, din Sătucu ăla, și ne face la o hârtie că noi suntem profesori elvețieni, în schimb de experiență, sperând că, datorită acelei scrisori, noi trecem de baraje, barajele greviștilor. Bineînțeles că am trecut de două baraje datorită acestei scrisori date de primar. La al treilea baraj n-am mai putut trece și ăsta a dat înapoi, i-a ocolit și am luat-o tot pe dealuri, ne-a prins noaptea. Tot așa, pe niște coclauri. Cocla. Noaptea acolo e neagră, cum să vă spun. Și la un moment dat vedeam la lumile la pazului, în depărtare, e stompate așa de niște munți și... Oprește mașina, se duce în spate, noi ne-am dat jos, mașină, bă, ce-ai pățit? Deschide porbrajul, iese primarul. Scoate primarul din viu, scoate o roată de rezervă, schimbă roata și primarul pleacă cu roata în întuneric. Dom'le, eram cam în, ca în Kafka eram. Și ne-am dat seama de fapt că pe noi ne-au folosit ca... Transportator de droguri. Era alb, domne, și datorită acelui Escobar. Da, și ei transportau pentru că puțin probabil să ne controleze pe noi ca albi cineva. Formidabil. Noi. Risca să vă ia gâtul acolo. Domne, eu de două ori am mers pe niște drumuri ciudate. Odată am fost în Bolivia, atunci unde am zis, bă, gata. E grea viața. Și a doua oară mi s-a întâmplat în Guatemala. Veneam din Guatemala spre Mexic, trecusem normal din Mexic în Guatemala, am fost la Tikal, la orașul acela în plină junglă. Dar nu mai aveam noi bani de avioane să ajungem în Mexico City. Și am zis, bă, mergem cu iamănene, cu mașini. Și am întrebat acolo, bă, luați o barcă, uite, luați barca de acolo, de acolo vă dă jos, luați o mașină, altă mașină, altă barcă. Și am ajuns la punctul de graniță între Guatemala și Mexic. Vame și un mexican, bă, ce cu voi aici? Păi trecem în Mexic, venim din Guatemala, uite, așa, așa, nu-i cu ursace în spate, ia, dați-mă pașaportele. Bă, voi n-aveți viză de ieșire din Guatemala. Cum bă să n-avem? Așa mi-au spus aia, că pe aici e trecere. Noi, normal, trebuie să avem viză de ieșire din Guatemala, ca să intrăm în Mexic. Ai zis, bă, pe unde ați venit voi, mă? Uite, pe acolo, pe râurile alea, cu barcă, cu mașină, cu altă barcă, cu mașină, ne-a lăsat la 2 km și am venit la tine. Și zis, bă, voi ați venit pe drumul drogurilor. Da. Aia care ne-au luat în barcă și mașină, erau transportatori. Să știți că nu mai avem decât un minut și 30 de secunde și vreau să neapărat să vă întreb. Am citit despre Illimani, muntele din Bolivia cu cel mai deosebit miros. Exact. Dar ce miroase, domnule? Domnule, cel mai frumos miros din viața mea l-am simțit în Bolivia, pe acest munte. Poate datorită unor flori care sunt unice pe planeta asta, nu știu, în America de Sud, pe acel munte. Domne, și n-am simțit numai, eram o gașcă de 5 băieți care am... Am povestea asta în capul meu și dau nume munților pe care am urcat. Muntele Illimani, muntele cu cel mai frumos miros, muntele unde nu m-aș mai duce niciodată, este McKinley. Muntele unde m-aș duce tot timpul, mereu. Toată viața, e Ruvenzori. Muntele care pe mine m-a șocat în viața asta a fost Carstens Pyramid din Papua Noua Guinee și muntele Vinson din Antarctica. Nu Everestul. Acestea sunt capetele, ca să spun așa. Dacă ar fi să recomandați telespectatorilor Time Out, o destinație turistică, care ar fi aceasta? Uzbekistan. 100% Uzbekistan. O oră până în Istanbul, 4 ore până în Tashkent, ascultați-mă ce vă spun. Este noua Elveție. Unde, domnule? Uzbekistan. În Tashkent?
Tașchent ajungi cu avionul, ei tren de 250 de km la oră. Unde, domne, în Uzbekistan? În Uzbekistan. Iei trenul de 250 de km la oră, te duci până în Chiva, 850 de km, îi faci în 5 ore. Stai două zile în Chiva, o cetate superbă, făcută de pe vremea Genghis Khan. Și cam mănânci istorie. Unde? Pe la Buhara, pe acolo? Pe urmă te duci la Samarcand. La Samarcand. Și Buhara. Și pe urmă în Tașchent. Total 12 zile și credeți-mă că te întorci de acolo și nu știi unde să-ți cauți cărți să citești. Și îți dai seama că n-ai citit nimic în viața ta. Uzbekistan, credeți-mă pe cuvânt. Și nu o spun... E a treia oară când am fost în această vară, am fost în Kârgistan, pe munții din Tian Shan și Pamir, și ultima săptămână ne-o petrecem întotdeauna în Uzbekistan, pentru că te umpli de frumusețe, domnule. E drumul mătăsii. De-abia când ajungi acolo îți dai seama cât nenoroc am avut noi România, că drumul mătăsii a cotit-o spre stânga, n-a cotit-o spre dreapta. În loc să vină spre dreapta. Da. Dacă cotea spre dreapta, eram și noi undeva. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Cred că sunteți de acord cu mine că ceea ce am spus la începutul emisiunii este perfect adevărat. O astfel de emisiune ar fi trebuit să fie programată pentru 3-4 ore. Nu a fost să fie pentru că programul distinsului meu invitat este foarte ocupat. Vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Să-l asigur de întreaga mea prețuire. Sper că și dumneavoastră v-a plăcut această ediție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție Time Out. Numai bine!